La Constanța, administrația locală lucrează la un regulament al stațiunii Mamaia. Acesta ar urma să intre în vigoare chiar înainte de începerea sezonului estival. Ce ar trebui să cuprindă, ce e în regulă în felul în care se face turism în probabil cea mai aglomerată stațiune de pe malul Mării? Vedem imediat primarul Constanței, domnul Virgil Chițac, în legătură cu noi. Bună seara! Bună seara! Ce e în neregulă la Mamaia? Bine, sunt multe neregulă, domnule primar, dar ce e mai neregulă aveți, decât... Aveți timp să le inventariem? Ne trebuie ore, presupun. Ce e cel mai important? Știți ce e cel mai important? Că am instituit un comandament, se cheamă Litoral 2021, și acest lucru a izvorât din necesitatea pregătirii sezonului estival de anul ăsta, vizând acțiuni ferme pe mai multe direcții. Sunt chestiuni care trebuie să le facă primăria, mă refer la salubritate, de exemplu, la întreținerea spațiilor verzi, știu, la mobilierul stradal, la iluminat public, drumuri, parcări, întreținere, asfaltare, dar în același timp animale abandonate, dar sunt și chestiuni specifice legate de autorizarea agenților economici, de salva marcă. Uitați, suntem în contextul ăsta în care plaja s-a lățit, știți că se derulează o amplă acțiune, e un proiect european de nisipare, de lărgirea plajelor, și atunci se pune problema relocării punctelor de salvamare, care trebuie să fie, nu-i așa, mai aproape de apă. Deci toate aceste acțiuni ce sunt absolut necesare pentru ca, știu eu, Mamaia să redevină, dacă vreți, atracția turistică numărul 1 a litoralului pe timp de vară. Și sigur că am înființat și un regulament după care funcționăm. Avem membrii din primărie, de la serviciile de specialitate pe care le vi le-am enumerat, dar avem și alte instituții, Direcția de Sănătate Publică, Asociația Scafaldurilor și a Salvamărilor, Jandarmii, PJ, Apele Române și așa mai departe. Asta este rostul acestui comandament, să pregătim în condiții ca activitatea turistică să desfășoare în condiții foarte, foarte bune a noastră. Bun, se tot vorbește de câteva zile, de când ați vorbit cu presa locală, despre faptul că n-ar trebui să se vândă salam în Mamaia pe timp de vară. Lămuriți-ne un pic ce înseamnă povestea asta că a făcut vâlvă. Ce e cu salamul la Mamaia? Acum să nu ducem un derizoriu. E vorba de aplicarea unei legi. E vorba de o hotărâre de guvern 559 din 2001, care limitează gama de produse ce pot fi comercializate în magazinele. Că totuși, Mamaia este o stațiune. Și atunci, iertați-mă, dar trebuie să încurajăm structurile de alimentație publică, cum sunt restaurantele, și nu e normal să poți vinde ceapă, salam sau carne tocată în mijlocul verii într-o stațiune turistică. Despre asta este vorba. În rest, deci e vorba, anumite categorii de produse nu pot fi vândute într-o stațiune turistică, mă rog, în cazul nostru, Mamaia, pe timp de vară. Atâta tot. Bun, acum, sigur, o să înceapă sezonul, probabil cu vacanța de Paște, dacă s-o putea circula, care, mă rog, o să coincidă cu cea de 1 mai. Sigur că depindem de foarte multe lucruri în ceea ce privește turismul intern. Dar probabil că rămânem în continuare în această paradigmă în care e o oportunitate pentru turismul intern și pentru litoral, iată, să se facă, COVID. Exact, în contextul COVID, să se facă turism poate mai mult în țară. Poate, nu știm exact, măcar pe timp de vară. Mult, cred că acțiunile noastre sunt de salutat. Bun, există o operațiune acolo de lărgire a plajelor. Da. Înțeleg că ea e oprită în momentul ăsta pentru că s-a descoperit o posibilă relicvă arheologică în zonă? Da, așa am înțeles și eu, nu știu amănunte. E oprită, e un ordin de la Ministerul Culturii în sensul ăsta. Bun, nu știm cât va întârzia această operațiune de consolidare a plajelor, să zicem așa. Da, ea vine, acțiunea asta, sigur că are efectele benefice, în sensul în care avem o zonă mult mai generoasă, însă
vine și cu multe provocări din punct de vedere al organizării. Vă spuneam de exemplu de Salva Mar. Păi da. Noi avem o serie întreagă de acțiuni pe care le-am demarat. Suntem în proces de achiziție a structurilor de container, foișoare la înălțime adecvată ca salvamarii să poată vedea ce se întâmplă pe mare. Le vom reloca, vorbim de sute de metri, mergem mai în față, că s-a mutat, deci s-a lărgit plaja. De asemenea, vorbim de scaune, vorbim de ATV-uri, noi trebuie să achiziționăm ATV-uri, pentru că dacă se întâmplă, ferească Dumnezeu, ceva cu, mă rog, un cetățean și trebuie să-i acordăm primul ajutor, va trebui să parcurgem peste 100 de metri până la mal și atunci nu putem să luăm o perioadă să avem 100 de metri, deci avem ATV-uri. Plajele s-au lățit foarte mult și, repet, sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, să știți că am început cu Apele Române, a fost și o oportunitate, pentru că am început cu Apele Române, instituție parteneră, să facem o evaluare a tuturor construcțiilor care erau pe plajă, de tip beach bar-uri, și vrem să oferim și avem o abordare de tip următor, să oferim toată paleta de servicii, inclusiv toalete, cabine de schimb. Știți că lucrurile astea în Mamaia lipseau cu desăvârșire în timpul verii. Bun, înțeleg că în sezonul ăsta o să ajungem să avem o parte dintre ele la Mamaia, domnule primar? O parte măcar? O parte dintre ce? Dintre dotările de felul ăsta de care vorbiți. Nu, este obligatoriu. Din punctul nostru de vedere, cei care își vor reautoriza aceste beach bar-uri, de exemplu, sau operatorii de plaje, cei care vor încheia contracte cu Apele Române, vor trebui să ofere aceste servicii. Fără discuție, pentru că altfel nu le vom da autorizațiile de funcționare. De altfel trebuie să știți că noi în comandamentul ăsta litoral am invitat toate autoritățile cu putere de avizare și control pentru a avea o abordare unitară, inclusiv pe cei de la protecția consumatorilor. Foarte scurt, că ne apropiem de final, dumneavoastră spuneți că trebuie să se facă un anume fel de turism și să existe anumite standarde în Mamaia, dar stau și mă întreb dacă nu cumva atracția locului e tocmai această aglomerație și acest, nu știu, talmeș-balmeș din multe puncte de vedere. Că pare că totuși atrage un număr foarte mare de turiști, indiferent de lucrurile astea. Nu știu, mi-e greu să vă răspund la întrebarea asta. Adică avem un studiu, stau și mă gândesc despre ce își doresc turiștii români. Și mi-e și frică să Apreciem umorul, domnule primar, mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem în câteva momente.